Ilie Stan este unul dintre jucătorii care și-a pus amprenta asupra istoriei echipei de fotbal Steaua București de la finalul anilor 80 și începutul anilor 90. În vârstă de 53 de ani, Ilie Stan a evoluat pentru Steaua între 1987 și 1995, reușind să înscrie 57 de goluri în 176 de meciuri. În prezent antrenor la Gloria Buzău în Liga a doua, Ilie Stan a acordat un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV, prilej să pună pe tapet cele mai importante amintiri ale sale ca jucător în Ghencea. Ilie Stan a avut o carieră fabuloasă la clubul Steaua, 176 de meciuri, 57 de goluri, 8 ani în tricou roșu și albastru. Cum ai ajuns la clubul Steaua? În momentul când eram vulghete la divizia B, în seria 1, am avut o ofertă, prima ofertă a fost din partea celor din la Dinamo. Am spus, nu pot să vin la Dinamo pentru că eu țin foarte mult cu Steaua și mi-aș dori să ajung la Steaua. După aceea, într-adevăr, Angel Odinescu l-a trimis pe Florin Marin, a discutat cu mine. Îți dai seama că am fost foarte bucuros. I-am spus că îmi doresc să joc la Steaua București și pe 4 ianuarie 1988 am avut niște emoții incredibile. Știu că Adrian Bombescu ți-a făcut o primire specială în prima zi la Steaua. Poți să ne spui cum a fost? Normal că după ce am semnat, am fost în cabină, am fost prezentat. Același lucru s-a întâmplat și când am intrat în cabină și am văzut acel vestiar imens cu fotbaliști extraordinari care până atunci apucați să se văd doar la televizor. În momentul acela am zis trebuie să fac tot posibil ca să rămân aici la Steaua, pentru că era foarte important să rămâi acum în lotul Stelei. Veneau foarte mulți la echipa la Steaua atunci, era ca și la echipa națională, veneai dacă te încadrai și dacă confirmai rămâne, dacă nu, la revedere, veneau alții. Da, și uitați că am reușit să rămân, am 8 ani de zile. Toți m-au primit foarte bine, dar parcă mai apropiat așa am fost de Iovan și de Bombescu. Erau volubili, discutau cu tine, mergeai cu ei oriunde, te băgau în seamă, dar pentru mine un idol atunci când am intrat în cabine a fost Dorel Stoica. Cum ai privit finala din 1989? Cât de dureros a fost pentru tine ca și jucător, component al lotului Stelei, acel meci cu AC Milan pierdut la Barcelona? Am jucat contra unei echipei fantastice și nu ducem aminte de un antrenor extraordinar, Arrigo Sacchi, de jucători ca Gullit, Van Basten, Baresi, Rijkaard. Mă aduc aminte că cred că vreo 2-3 săptămâni trăiam, dormeam și nu mai auzeam Vacarmon acum și galeria aia incredibilă care a fost atunci pe stadion când strigau Arrigo Sacchi, Marco Van Basten. Deci tot timpul aveam ecoul în minte, da. Ai lucrat la Steaua cu trei antrenori de excepție, Angel Iordănescu, Emery Chenei și Dumitru Dumitriu. Cum i-ai caracteriza? Mai ales că în momentul de față ai deja o carieră bogată ca și tehnician. Ce ai învățat de la ei? Cel mai mult am învățat de la Neapuiu, pentru că în momentul când m-am dus ca jucător am învățat foarte mult și din punct de vedere al jocului în sine, pentru că încerea lucruri exact pe postul care jucam de închizător. După aia Neemi era un timp mai blând, nu se implica foarte mult așa în grup, pentru că el era obișnuit cu jucătorii care a avut când a câștigat Champions League, cu jucători de valoare, cu jucători care atunci nici nu era nevoie de antrenor, nu mai trebuia să întreții atmosfera la echipă și să știi să pui pe fiecare în poziția cea mai bună. Iar cu Neațiții, normal că și Neațiții la rândul lui a învățat și de la Neapuiu, și faptul că și Neațiții până în momentul când a ajuns principal asta, a fost și el la câteva echipe unde a învățat foarte mult, dar pentru mine, Pițurcă, este și va fi, mi-a rămas tot timpul așa, prin disciplina care era impusă în cadrul lotului, prin metodele de antrenament, prin discuțiile care le avea individuale cu jucătorii și prin modul cum îi motiva. Cum erau duelurile Steaua Dinamo în acea perioadă, la finalul anilor 80, începutul anilor 90? În momentul când jucam cu Dinamo, era exact cum am fi jucat în grupele Champions League, eu știu, te motivau la maxim și cel mai mult care zădea entuziasmul la fantastic când intra în teren erau suporteri. Pentru că exista această rivalitate care de multe ori te automotivai prin tot ceea ce făceai în teren. În sezonul 1992-1993 ai marcat 20 de goluri și ai terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor. Cum a fost acel sezon pentru tine? Atunci am avut un sezon fantastic, incredibil. Atunci
am renunțat pe undeva la titlul de goalgetter, până în iarnă am jucat închizător, deci dădusem 17 goluri și pe urmă, datorită faptului că Virgă, cumnatul meu, Virgă, s-a accentat și Neapui, am o discuție cu Neapui și mi-a spus, Iliuță, zice, trebuie să joci acolo în bandă dreaptă, că nu am cu cine să joc. Și îți dai seama că am acceptat acest lucru cu riscul de a pierde titlul de goalgetter, numai dacă și campionatul cu Steaua. Dar nici acum nu-mi pare rău, pentru că până la urmă am câștigat un campionat și asta pentru mine a fost fantastic. Ai marcat foarte multe goluri din afara carvului. Cum reușeai? Făceai antrenamente speciale? Care era secretul tău? Daniel, eram foarte pregătit. Deci eram, după veneam, făceam pregătire. Deci făceam o pregătire spartană în iarnă, la Forbăn, acolo unde două săptămâni făceam mai alergări și forță, da? După aia plecam în cantonamente în străinătate unde treceam la specific și intram foarte greu, dar după două, trei etape intram în potențial 100% din toate punctele de vedere. Atunci am avut și o relație foarte bună de joc cu Pandur. Deci aveam niște relații de joc incredibile. Cum l-ai caracteriza acum pe jucătorul Ilie Stan din perioada Stelei? Un jucător responsabil, un jucător care și-a dorit foarte mult să respecte colegii lui, să respecte suporterii și, nu în ultimul rând, dorința fantastică care am avut-o să joc la echipa națională. Ai doar 3 selecții la echipa națională. Crezi că se putea mai mult? Îți doreai mai mult? Deci eram golgheter României și făceam parte doar din lotul echipei naționale, din cei lotul urgit. Deci mi-era foarte, foarte greu să joc, pentru că aveam un Lupescu care juca la Leverkusen, aveam un Gică Lupescu care juca la Eindhoven, aveam un Sabou care juca la Feyenoord. Deci era foarte, foarte greu să prinzi lotul. Nu-ți mai spun de primul 11. De ce crezi că fotbaliștii români nu fac față în campionatele de străinătate și nici nu sunt atât de doriți în ultima vreme în campionatele puternice din Europa? Se pare că pleacă prea, prea devreme. Deci pleacă prea devreme, fără performanțe deosebite și normal că revii, eu știu, în campionatul românesc, unde reiei din nou și avem în exemple care, de jucători care s-au întors și tineri care s-au întors de unde au plecat. Și ultima întrebare, ce reprezintă Steaua pentru tine, pentru viața ta? Înseamnă tot. O viață și o pregătire fantastică, pentru că atunci eram mult mai educați, aveam o altă mentalitate. Tot timpul ne dorea mai mult și m-a ajutat foarte mult acea perioadă, pentru că aveam acei fotbaliști imenși care am învățat, incredibil cât am învățat de la ei, de la cei colegi, de la antrenorii care am avut, de la conducătorii care am avut, de la tot ce înseamnă în sportul de azi, disciplină, muncă și o rezultate. Ilie Stan va fi prezent în Ghencea cu echipa sa Gloria Buzău, care va juca un meci amical cu Steaua joi de la ora 12, întâlnire care va fi transmisă în direct de Steaua TV.